Dragilor, slavă lui Dumnezeu, revenim din nou cu un nou episod binecuvântat, deoarece cred că în locul acesta au fost și vor mai fi oameni binecuvântați din punctul acesta de vedere. Ca invitat l-am pe fratele Nelu Poinar, un om deosebit, învățător biblic, trainer și consilier în consiliere cristocentrică. Dânsul a fost în cadrul bisericii noastre, a avut o conferință ce s-a întins pe două zile, o conferință minunată despre familii. În ultima vreme am abordat destul de mult subiectul acesta pentru că știm că familia în momentul de față suferă foarte, foarte multe atacuri din partea celui rău, de aceea în timp ce fratele Nelu vorbea sau unul dintre principiile cele mai solide pe care fratele Nelu le atingea prin această conferință spunea că noi ca și biserică trebuie să fim oameni preventivi. Nu trebuie să ajungem în certuri, în divorțuri sau în momente grele în cadrul familiei în așa fel încât să sesizăm că avem nevoie de ajutor. Ci mai înțelept este din partea noastră să prevenim astfel de momente, să învățăm ceea ce nu ar trebui să facem în cadrul familiei și să învățăm ceea ce trebuie să facem în așa fel încât familiile noastre să fie unele binecuvântate. Fratele Nelu, vă mulțumesc pentru faptul că ați acceptat, că ați așteptat să terminăm tot ceea ce avem de făcut. Dumnezeu să ne ajute să avem un timp binecuvântat. Amen. Cred că veți avea răspunsuri pentru multe întrebări a celor ce ne ascultă. Domnul Dumnezeu să ne binecuvinteze și pe dumneavoastră de asemenea. Amin, amin. Da, frate drag, în primul rând mulțumesc Domnului pentru că sunt cu voi. Chiar și pe acest podcast vreau să spun că m-am îndrăgostit de Biserica Protector. Slavă Domnului! Oameni calți, deschiși, pur și simplu, biblic, m-am îndrăgostit de biserică și de voi. Îndrăgostindu-mă și de Domnul, mulțumesc pentru ospitalitatea voastră, pentru amabilitatea voastră. Da, iarăși mai zic o chestie, că mi-a părut bine să fiu invitat exact să fac ceea ce îmi place. Da, noi ne bucurăm pentru experiența dumneavoastră, am rămas surprins, uimit de familia minunată pe care dumneavoastră o aveți, de urmașii pe care îi aveți și cred că este înțelept cel puțin din partea noastră să luăm astfel de sfaturi de la oameni care au trecut pe acolo, oameni care știu despre ceea ce vorbesc pentru că au trăit ceea ce, despre ceea ce vorbesc. Frate Nelu, o primă întrebare pe care vreau să vă pun în această zi este cum arată o familie creștină puternică? Care sunt adevăratele principii a unei familii puternice? Mulțumesc, foarte bună întrebare și mă așteptam cu îngăduința dumneavoastră, așa cum am spus aceste zile, dacă îmi dai voi și pe calea aceasta să spun, consider onest că pot să spun și din practică, având în vedere faptul că dacă Domnul va îngădui în iunie, împreună cu iubita mea, vom sărbători 50 de ani, deci nunta de aur. Domnul Iisus să vă binecuvinteze. Amin. Prin mila Domnului și îmi place asta, eu nu ca laudă, cred că e foarte important să știm despre familie, ce, dacă ne ocupăm de asta, cine sunt familia mea, soția mea dragă. Ok, copii, 6 copii, interesant că am dat 4 fete, am primit 4 băieți. Foarte frumos. 2 băieți, am primit 2 fete, prin mila Domnului. Sunt credincioși, iubesc pe Domnul și slujesc Domnului. Da, plecăm exact de la această idee, cum arată și ce trebuie să faci până la urmă ca să ai o familie biblică, pentru că asta nu așa ne naștem, sau gata, ne-am căsătorit, am devenit familie biblică. Sigur că este un proces la care să lucrăm, dar când ne gândim la familie biblică, însă și cuvântul biblic, mi-e spune că trebuie să alerg la cuvântul Domnului. Și totdeauna îmi place să mă duc la origine. O familie biblică, ca să fiu în geneza lucrurilor, începutul lucrurilor, este cea pe care Dumnezeu a făcut-o la început, a creat-o de la început. Adică mergem în gândirea noastră la, în grădina Edenului. Spuneam zilele acestea și foarte fain și îmi place să amintesc de fiecare dată că Dumnezeu a avut în plan familia, că Dumnezeu a binecuvântat familia și foarte interesant că toate binecuvântările, inclusiv alegerea noastră, neprienirea noastră, toate au fost realizate în Hristos, absolut. Și atunci când ne gândim la familie, nu putem exclude și acest lucru, întreaga Trinitate la lucru, dacă ne uităm. Dumnezeu, planul lui Dumnezeu, să facem om după chipul și asemănarea noastră. Așa a lucrat Dumnezeu, dacă ne uităm împreună cu Hristos, planul Hristos realizează și cel mai frumos, adică toate sunt frumoase, găsim că a inspirat Duhul de viață, Duhul Sfânt. Vreau să vedem Trinitatea chiar de la început. Și atunci spunem așa, că o familie biblică este o familie în care Dumnezeu
începe să lucreze în acea familie. Plec de la ideea textului biblic, chiar mi-a plăcut, s-a început și astăzi aici la Biserica Protector, cu Psalmul 127. Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. 1, 2. Dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzește. Inclusiv într-o familie, degeaba veghezi dacă Dumnezeu nu-i la bază. Observați că se fac lucruri în zadar. Acum, o familie fără Dumnezeu, o familie fără Hristos, și se poate întâmpla în așa zisă familia noastră creștină. Spuneam astăzi diferența între căsnicie și căsnicie, cred că v-a plăcut ideea. Sigur, foarte mult. Da. Foarte multe cupluri creștine, de exemplu, și aici cred că se cauza problemelor, ei încerc să facă o familie, depinde ce model își au. Da? Dar dacă nu este modelul biblic, poți să zici orice fel de model. Dumnezeu a pus modelul în Scriptură. Asta înseamnă că dacă Domnul zidește și îl pun la baza temeliei, la baza începutului meu în cuplu, Dumnezeu e acolo și încep să zidesc pe, așa cum spunea Mântuitorul, pe stânca viacurilor. Și spune cuvântul, acolo e căsnicie cu S, bucurie, binecuvântare, dar dacă nu, e ceea ce îmi spun foarte multe cupluri și în consiliere și când stau de oră cu familie, zic, domnule, mă căsnesc, toată viața n-am reușit, fratele, e normal. Fără Dumnezeu, ea poate să fie căsnicie cu Z. Mie place să dau textul totdeauna Psalmul 128, care l-am amintit și astăzi. Iată cum arată o familie biblică. Ea pleacă întâi de la o persoană, de la individ, un bărbat. Ferice de oricine se teme de Domnul, bărbatul care se teme de Domnul. El umblă pe căile lui. Nu poți forma o familie biblică fără să te temi de Domnul și să umbli pe căile lui. Și acum îmi place foarte mult ceea ce spune psalmistul prin Duhul Domnului la această persoană, referitor la ea, te bucuri, e omul plin de bucurie. Și când el pornește pe drumul acesta, baza bucuriei lui este Dumnezeu, frica de Domnul, umblă pe căile lui, asta e o bucurie. Și spune mai departe, foarte frumos, chiar lucrarea mâinilor tale e un prilej de bucurie, pentru că de fapt asta este, cauza este Domnul. Cauza este umblarea în căile lui și produsul e fantastic, bucuria de Domnul, de lucrarea mâinilor, ești fericit și îți merge bine. Și acum uitați-vă ce urmează. Soția ta, soția celui care se teme de Domnul, modelul biblic, și spune așa, este ca o viță răditor în lăuntrul casei tale. Vin copiii, deci prima generație. Asta e frumos. Soțul și eu și iubita mea. Interesant, a doua generație, copiii tăi stau ca niște lăstari și subliniez de împrejurul mesei tale, wow, ce frumos. Deci ei nu merg la alte mese, cred că sunt înțeles. Împreună cu părinții ne hrănim, nu neapărat pe plan fizic. Și insist chiar pe casa, pe ideea aceasta. Orice familie biblică, ea pornește de la această idee, spun eu, expresia des întâlnită, altarul de familie. Și acolo este bărbatul, tatăl, soțul, inițiază aceasta. Soția împreună, ne rugăm Domnului, citim Scriptura, copiii vin, stau la aceeași masă, chiar din fragedă copilării. Și uite, asta este a doua generație. Interesant că Duhul Domnului prin David nu se oprește aici, merge mai departe și spune, așa este binecuvântat omul care se teme de Domnul. Nu am un alt standard. Și aici Dumnezeu nu, ce spune, e da și amin. Așa este binecuvântat. Aici mă verific. Și merge mai departe. O binecuvântare. Să te binecuvinteze Domnul, să vezi fericirea Ierusalimului. M-am tot gândit ce înseamnă aceasta. Că o familie binecuvântată face o biserică binecuvântată, ok? Și biserica binecuvântată, cetatea, îi spunem aici, Bucureștiul, binecuvântat de familie binecuvântate. Și merge mai departe, spre sfârșit, la 6, spune, pacea să fie peste Israel, țara. Dar nu înainte de a spune, citesc versetul 5, să te binecuvinteze, să vezi fericirea Ierusalimului în zilele vieții tale și să vezi pe copiii copiilor tăi.
a treia generație și merge mai departe, a patra generație, wow! E foarte, mă încântă astea. Așa arată o familie biblică. Dă-mi voie dacă vreți să merg și poate avem... Sigur, vă rog. Mulțumesc! Iar și-am un alt psalm tot de familie și mie îmi place foarte mult. Psalmul 78, scris de Asaf de data aceasta. El spune așa, ce-am auzit noi, fantastic, ce știm, ce ne-au povestit părinții noștri, în mod cert despre Dumnezeu, că Dumnezeu a lăsat poruncă, nu opțiune, că aceste porunci foarte fain, ce să faci? În primul rând tu, să le scrii în inima ta, pe tăblița inimii tale, apoi spune copilul tău. Și îmi place o expresie ce spune Dumnezeu prin Moise, să le imprim, să le pui în mintea copiilor tăi. Avem această imagine, știi, a unei printing press, zic eu, unde, domnule, imprimi cuvintele pe hârtie. Copilul tău să devie o copie a ta. Să pui în mintea copiilor cuvântul legea Domnului. Și interesant ce spune Dumnezeu acolo, cred că ne aducem aminte. La plecare și la venire. Și acum asta o spune Asaf aici. Eu mi-aduc aminte de asta, spune Asaf. Asta e înțelepciunea vremurilor străvechi. Foarte frumos. Știm, am auzit, dar nu le ținem pentru noi. Ne-au povestit și părinții. Și acum ce frumos spune el. Nu ascunde. Vom vesti neamului de oameni care vor veni după noi. Laudele Domnului. Și acum în continuare îmi plac expresiile și ceea ce spune el în continuare. Uitați-vă de la versetul 6. Deci spun asta, legea lui Dumnezeu, ce a făcut Dumnezeu cu noi, minunile lui Dumnezeu, le transmite. Mai departe spune el, de ce? Care e motivația? A poruncit părinților noștri. Obligatoriu, deci nu este opțiune. Și vedeți ce spune Dumnezeu de Avram, chiar acum îmi vine în minte. Știți ce spune Dumnezeu despre Avram? Este o declarație extraordinară. Știa, știu, de asta Dumnezeu îl prețuia, l-a iubit și l-a numit Avram, prieten. Știu că el ce va face? Va porunci copiilor lui după el. Asta e fantastic. Toți părinții biblici poruncesc copilul. Nu le pune opțiune, știi, dragul tata, dragul mama, dacă vrei. Nu, e poruncă. Și dacă e poruncă, o fac mai departe. Primul lucru pe care spune, să le poruncesc, spune cuvântul Domnului, și să-și învețe. Acum, gândiți-vă, imaginați-vă că sunt în casă unul care poruncesc. Că se întâmplă? Băi, tu trebuie să faci asta. Și spun biblic. Dar cât timp petrec cu copilul meu, dacă vorbesc acum de familia biblică, petrec să învăț cuvântul Domnului. Și noi tot am vorbit zilele acestea cum îi învățăm. Prin cuvinte, aici se implică de asemenea și non-verbalul, care e foarte important. Pun emoțiile mele acolo și tot ce aparține de asta, dar în mod special, ceea ce vreau să atrag atenția aici, este modelul meu. Pentru că spuneam și spun și cu această ocazie, copiii sunt oglinda părinților. Așa este. Ei vor face ceea ce văd la mine, la tata și la mama. De asta spune el acolo, ce am văzut, nu vom ascunde de copiilor. Și vedeți că aici sunt trei lucruri interesante. Care-i scopul? Ca să fie cunoscut de cei ce vor veni după ei. Foarte interesant. Deci copiii mei, după ei vin nepoții. Ok? Și ei nepoții să cunoască și... Foarte fain. Merge și mai departe. De copii care se vor naște. Și ce se va întâmpla cu această generație de copii, de nepoți, de strănepoți? La rândul lor, când ei vor crește mari, ce frumos, să vorbească despre a cui? Copiilor lor, din generație în generație. Acum, până aici e datoria unui părinte. Foarte frumos. Acum vine rândul lor. La versetul 7 spune... Pentru că aceștia, copiii mei, nepoții mei, celelalte generații, e rândul lor să-și pună încrederea în Dumnezeu. Primul lucru. Al doilea, să nu uite lucrările lui Dumnezeu. Le povestim prin viața noastră. Le spunem cum a lucrat Dumnezeu în familia noastră creștină. Minunile. Nu există familie creștină fără minuni. Categoric nu. Când Dumnezeu le-a adus pâinea pe masă, în momente de crize, crizele, spuneam zilele acestea, sunt absolut necesare. În urma crizelor, Dumnezeu se revelează în urma crizelor. Chiar la mine am avut un ciclu de predici, credința și încercările credinței. Ultima idee pe care am
primit-o din partea Domnului a fost credința te scoate din zona de confort. Astea sunt crizele și încercările, pentru că începi niște experiențe care trăiești cu Dumnezeu personal. Nu poți să nu le povestești copiilor tăi, nu poți. Și atunci asta spune la rândul lor și ei când se vor face mari și final să se încreadă în Dumnezeu, să nu uite și să păzească poruncile lor. Asta e fain. Și acum vedeți ideea care spuneam, că în continuare spunea Asaf, s-ar putea întâmpla ca unii să fie ca părinții lor. Că probabil, mă gândesc și mă aștept la întrebările dumneavoastră, să spuneți puțin relația părinte-copil, ok? Vrem, nu vrem, și am vorbit noi zilele acestea la conferință, că vrem, nu vrem, aducem cu noi bagajul acesta din familie, părinți credincioși, creștini, modele le aducem în familiile noastre, vrem, nu vrem. Dar cam asta e modelul unei familii biblice. Dacă spunem familie biblică, repet, cum să fie familie biblică dacă nu știm Biblia? Și spuneam așa, îngăduim și aici să spun, înainte să cunoști partenerul, că zice, Doamne, vreau să-l cunosc pe el, pe ea, e bine să-ți pui problema, să-l cunosc întâi pe Domnul, să cunosc cuvântul Domnului. Că dacă nu cunosc, care e baza pe care o pună temelia vieții mele? Deci, repet, trebuie să-l cunosc pe Domnul, trebuie să cunosc cuvântul Biblia, părinții mei au imprimatul cu acesta și închei această întrebare cu ceea ce declară Pavel, mă duc în Noul Testament, cred că ne aducem aminte, sigur, noi spunem credința nu se moștenește, dar sunt factori majori care ne duc în direcția aceasta. Pavel îi scrie lui Timotei, îmi aduc aminte de credința ta, dar în primul rând s-a sălășluit unde? În bunica ta, ce frumos! Apoi s-a sălășluit în mama ta, Eunice, foarte frumos! Și apoi în tine, dragă Timotei. Uitați, vedeți, o mamă care crește fata, fata crește un băiat și îl pregătește pentru lucrarea Domnului. Pavel este unul să spună, tu nu ești produsul meu, a unei mame credincioase, evlavioase, a unei bunici, iar acum Dumnezeu te va folosi în lucrare. Frumos! Nu le putem separa. Și repet în final, nu putem separa familia de biserică. Punem semnul legal. Dumneavoastră bănuiesc că conciliați foarte multe familii și vedeți mult mai bine decât vedem noi problemele din cadrul familiei. Dacă ar fi să privim sau să ne spuneți dumneavoastră care sunt cam cele mai mari atacuri asupra familiilor noastre, care credeți dumneavoastră că ar fi cele mai importante sau cele mai de luat în seamă? Da, încep cu ce este cel mai bine, practic din viața mea, practic din viața ta, că întotdeauna, cum spuneam ieri, azi, din nou, pentru ce nu a fost, nu există familie fără conflicte. Mă uit și în Biblie. Okay? Mă duc la părintele Avram, dacă vrem, cel mai simplu exemplu. Sunt momente de criză. În momentele de criză apar acestea. Hai să ne gândim la familia lui Avram. Momentul de criză a fost ok, dar ce îmi place expresia pe care foarte mulți o scăpăm, din vedere când Dumnezeu îl cheamă pe Avram, ieși din țara ta rude, mergi în țara pe care ți-o arăt. Expresia biblică spune așa, Avram, să citiți cu atenție capitolul 12, mergea mereu spre miază zi. Foarte frumos, înspre munte. Asta e mersul nostru. Numai că în mersul acesta apar ispite, exact cum spui, eu așa le numesc, atacuri acelui rău. Și uite aici, o încercare a familiei lui Avram și Sara. Ajung la foamete, între Betel și Ai. Am urmărit textul biblic. Betel este casa lui Dumnezeu. Ai înseamnă ruină. Ha, interesant, nu le-a întâmplare acolo. Deci se află Adam, Avram și Sara, scuze, aici, între casa lui Dumnezeu și ruine. Și acum ce se face? Biblia spune, interesant, nu știu, îl întrebăm în cer pe Avram și pe Sara, de ce nu v-ați rugat înainte de a coborî în Egipt? Și-au coborât în Egipt, spune acolo. Deci asta e o mare problemă. Că în momentele în care urcăm spre Dumnezeu, asta e viața noastră, vine momente de genul ai, de ruine, și atunci poate că momentele de criză când reapar și cele mai grave crize sunt crizele neașteptate. Ca și la Avram. Ne facem imaginații și avem așteptări. Convingerea mea, cele mai multe probleme care, și în mica mea experiență cu lucrarea în cuplu, știți, sunt așteptările.
Ce așteptări ai de la soțul tău? Ce așteptări ai de la soția ta? Foarte mulți așteaptă un făt frumos din lacrimă, folosesc să spun, ia, cine? Ileana Cosânzeana, nu știu. Domnul, este să fie. Și tamân că nu e așa. Și am spus, a spun și aici, că suntem persoane și am spus și copilor mei, toți șase când s-au căsătorit, mai copilul tata. Până vă căsătoriți, vă dezvoltați caracterul, grijă mare. După ce vă veți căsători, se va descoperi caracterul, se va descoperi soția ta viitoare, soțul tău și ca de regulă, cum a spus și noi, dacă te parcă tu nu era așa când te-ai măritat cu mine. Ea spune, dar nici tu parcă nu era așa, că mă, bă da, dar acum le descoper în momentele de criză. Înțelegem? Ei, ce-mi place la Avram și Sara? Uitați-vă, coboară, uite o zonă de conflict, cum o numesc eu. Acum îl prinde frica pe Avram. Uneori temerile nejustificate pot fi. Intrăm în zona aceasta de probleme, de ispite. Eu numesc temerile ca niște din ăștia care încearcă să ne ucidă. Ajung așa de puternic în viața noastră, să mă înțelegeți mai bine, consiliam o doamnă și bineînțeles și domnul ulterior și avea temeri nejustificate. Și am rugat-o că este și o metodă faină de terapie. Zic, uite, sora dragă, până ne întâlnim, punem pe o listă, era pe WhatsApp, punem pe o listă temerile care le ai. Rămânem uimiți uneori ce temeri avem și au. Credeți-mă ce spun, erau vreo 20 de temeri. Și atunci am zis așa, cum îți explici următorul lucru? Dar pe deasupra, știți ce venise? Că dacă lași aceste temeri, era cea mai teribilă frică, frica de moarte. Și mi-a spus, frate Nelu, asta e tema cea mai mare, că am să mor. Acum, ascultați-mă ce frumos a fost. După ce ne-a luat, l-a verificat, următoarea întâlnire, zic, hai să le discutăm. După ce mi le-ai pus pe toate, ai spus, mi-e frică aceste temeri că o să mor. Zic, te rog să-mi spui, le-a luat pe rând, știi? S-a întâmplat, da, ai murit? Nu. Hai să o luăm asta. Venise în România și chiar vânduse casa, a zis, copii, vreau să vând casa, că s-ar putea să mor. Nu, era plecat în diaspora, știi? Și zic, bun, sora, ai vândut casa? Da. Și trecuse o perioadă. Cum de n-ai murit? Vezi? Și a zis, hai să ne gândim. Vezi că avem temeri datorită unor lucruri care ne-am propus. Nu se împlinesc. Și atunci le-a conștientizat, ne-am rugat și m-am dus și evrei, unde spune celor cei din frica morții erau supuși robiei toată viața. Grijule, problemele. Cred că ceva asemănător s-a întâmplat cu Avram și Sara. Dar citiți cu atenție, știți ce s-a întâmplat, știm ce s-a întâmplat, ok? Am împins-o pe Sara, tot din frică, am împins-o, zic eu, să-mi fie îngăduit și aici expresia, un fel de minciună, așa, știi? Jumate adevăr, jumate minciună, că era sora lui, zice acolo. Se spune că sora mea, numai că nu era. Asta a folosit ca paravan, că l-a descoperit că nu era așa. Dar uitați-vă la o chestie acolo. Când rezolvă problema, zice, a plecat frumos asta expresie. A urcat înapoi și, fiți atenți, ajunge din nou între Betel și Ai. Și aici este frumusețea. Știți ce a făcut? A zidit un altar și a chemat numele Domnului. Mi s-au deschis ochii, dragilor, și am înțeles că Avram nu și-a continuat drumul până n-a rezolvat problema. Asta o rezolv la altar, cum spuneam zilele acestea. Cât îi mergem înapoi, unde s-a rupt acea legătură? Cheamă numele Domnului, Domnule acolo, și spune și-a continuat drumul înapoi. Deci pot fi temerile, fricile noastre, problemele noastre cu care ne confruntăm. Vin în cadrul relațional, relațiile. Dumnezeu, am spus zilele acestea și vreau să spun, noi suntem creați ca să ne dezvoltăm în cadrul relațiilor. Și când vorbim de relații, aici avem probleme, avem conflicte, dar sunt șanse destul de mari ca să le putem rezolva din perspectiva biblică. Infidelitatea astăzi cel mai mult. Aud expresii care nu ar fi, credeți-mă, mă înfioară, spun aici, când aud atâtea familii, gata, cineva spunea, nu mai vreau, nu mai trăiesc cu tine, pleacă, dacă vrei, pleacă. A cineva spunea, să știi că te părăsesc, divorțez de tine. Domnilor, nu vorbesc de cadru în afara familiilor creștine. Și la un cuplu chiar a spus, voi realizați un lucru, voi ați dat idee Satanei, cu toate că el știe.
Deci aceste lucruri sunt atât de grave încât deja duc familiile în aceste direcții greșite. Voiam să vă întreb din punctul ăsta de vedere, că ați amintit dumneavoastră lucrul acesta. Cel puțin mie mi-este greu să înțeleg un lucru, și anume faptul că doi căsătoriți sau tineri căsătoriți sau urmează să fie căsătoriți îți jură sau jură unui celorlalt credință la altar și au unii toată dragostea necesară în așa fel încât să creadă că vor duce la bun sfârșit această căsătorie și totuși după un an, doi, oamenii ăștia ajung să se, așa cum ziceați dumneavoastră, să se jignească, să se amenințe că divorțează și așa mai departe. De unde această schimbare bruscă, poate într-un timp atât de scurt? Da, e adevărat. Ciudat este următorul lucru. Nu pot să dau exact cifre și statistici. Acum, dacă ne uităm și în lumea seculară, sigur că cifra e mult mai mare, dar se spune de regulă că până maxim 5 ani de zile, spuneam și zilele acestea, perioada cea mai bună, zic eu, și în cuplu ar fi de primii 5 ani de zile. În ce sens? E ca și la perioada copilului de dezvoltare, știi? Primii 5 ani sunt cei mai importanți. El se dezvoltă și prezic cum va fi copilul meu pe viitor. Un exemplu. În cuplu pot să spun că e aceeași problemă. Primii 5 ani prezic aceasta. Și dacă în primii 5 ani sunt multe probleme și deja apar idei de genul care le-am spus noi, aici e o chestie pe care citesc cu atenție în cuvântul Domnului și iată ce se întâmplă. Cauza generală, acum vreau să spun, la ceea ce noi discutăm, a tuturor problemelor care duc într-o direcție greșită, finalul este divorțul, despărțirea, este cea pe care o spune Dumnezeu Zeu poporului Israel prin gura profetului Maleachi. Citesc. Și uitați ce se întâmplă. Vorbește creștinilor. Nu vorbește Biblia, nu pentru ce ne creștini. Deci o citesc. Zice, iată cu ce faceți voi, spunea Dumnezeu. Da? Acoperiți cu lacrimi altarul Domnului. Interesant. Plâng. Interesant. Gemete. Interesant. Și zice, Domnul, nu se uite la astea. Noi crede că îl impresionăm pe Dumnezeu cu lacrimi, fain, avem nevoie. Dumnezeu se uită în altă parte și uitați ce spune Dumnezeu. El nu mai caută la darul de mâncare, nu mai poate primi nimic din mâinile voastre, darurile care le aduci. Care e cauza? Și acum revin, cauza generală aceasta este. Și asta e întrebarea care o pun tuturor cuplurilor. Și iată ce spune. Și dacă întrebați de ce? Pentru că Domnul a fost martor între tine, nevasta din tinerețea ta, căreia acum nu îi ești credincios. Măcar că este, nu a fost, este tovarășa și nevasta cu care a încheiat legământ. Iată întrebarea care a spus-o. Și Domnul continuă. Nu ne-a dat unul singur Dumnezeu suflarea de viață și ne-a păstrat-o pata. Ce cere? Asta cere Dumnezeu. Frumos cum ați legat întrebările. Familia biblică. Ce cere Dumnezeu? Familia biblică. Cere acest Dumnezeu sămânță dumnezeiască. Să fiu înțeles exact ce am spus la început. Educarea copilului, creșterea copilului, fii de Dumnezeu, da? Luați seama, dar unde merge? În mintea voastră. Ce gândiți? Și niciunul din voi să nu fie credincios neveste din tinerețea lui. Și acum vine Dumnezeu la această idee care ne-o dă. Căci eu urăsc despărțirea în căsătorie, zice Domnul, zice Domnul Dumnezeu lui Israel. Și pe cel ce își acoperă haina cu silnicie, zice Domnul, de aceea luați seama în mintea voastră, nu fiți necredincios. Să fie îngăduit să zic ceea ce am spus zilele acestea, că divorțul, separarea, nu-i momentul care mergi la tribunal și spui, nu mai putem trăi, facem actul acela legal de divorț, nu? Vorbim de divorțul emoțional, poate ne trebuie aproape chiar un seminar, noi am amintit zilele acestea. Acolo e primul lucru, când în mintea ta apare ideea, oh, mai pot merge cu ea, nu mai pot merge. Și noi, în legământul exact de care spuneați, cum spunem? Sunt alături de tine? Sunt cu tine? La bine și la rău, în sănătate și în boală, nu? În orice situație, până când, până moartea ne va despărți. Totdeauna întreb și le aduc aminte de legământul din tinerețea lor. Să vezi aici ceva interesant, avem un alt cuplu creștin, cum încerca să speculeze, înțelegi, chiar problema aceasta. Domnule, pentru mine e clar Scriptura, nu negociem cu ea. Și atunci asta este o problemă. În primul rând trebuie lucrat la partea cognitivă a oamenilor, de gândire,
că asta e foarte important. Și vezi cum apare în gândirea omului. Spuneam zilele acestea, gândirea ta dă naștere la emoții, la sentimente. Gândești rău împotriva soției, soțului, sigur că apar sentimentele negative. Și noi ne uităm la comportament. Și în biserici, ce scoștea doi? Dom'le, problema nu-i schimbă în comportamentul. Dacă mi-i îngădui să spun, Larry Crabb spune asta, eu am doi mari oameni în domeniul consilierii, Larry Crabb și Gary Collins, spuneam zilele acestea. Larry Crabb are o idee foarte faină, genială, aplic oriunde și aplicați oriunde în biserici, că funcționează. Ca să-i schimb comportamentul unui om, schimbă în primul rând conceptul, gândirea lui. Este o gândire biblică și aici iară cum percepe el Biblia. Schimbându-i perceptul, acest context biblic, îi schimb și sentimentele, emoțiile și comportamentul. Aici cred că trebuie lucrat în acest domeniu. Frate Nelu, mai am încă o întrebare, cel puțin când vorbim despre familie. Și anume, ce ar trebui să facă o familie în așa fel încât să își conserve pacea și liniștea în vremurile noastre? Spun lucrul acesta pentru că cel puțin vedem și auzim în jurul nostru că s-au dat sau se vor da tot felul de legi prielnice sau dușmane familiilor tradiționale în care noi credem, acea familie de care vorbea și dumneavoastră, și anume acea familie biblică. Ce ar trebui să facă familiile în așa fel încât să prevină acele principii care nu sunt deopotrivă cu Biblia sau în aceeași linie cu Biblia? Mulțumesc mult! Foarte mult! Bună întrebare! Asta e problema în majoritatea familiilor. Dacă ar fi toți, și ai văzut că am și întrebat, îmi place să interacționez la conferințe cu familii, și aș fi pus o întrebare, câți din toți care a fost aici nu ne-a fost tulburată pacea în familie? Eu ridicam mâna și la mine. Acum, mie îmi place expresiile acestea, vedeți? Pacea lui Hristos. Sau, fă pace cu fratele tău. Vezi, cred că sunt două lucruri pe care ar trebui să facem aici așa ca o... Ce înseamnă? Eu încerc să fac pace cu soția mea. Hai, dă-te la pace cu soția. Hai să dau un exemplu, da? Făceam când eram... Bine, eu 40 de ani am fost păstor, presbiter, mai practicam și consilier că am învățat în teologie, știi? Și uneori eram bucuros. În ce sens? Mergeam, stăteam de vorbă, ne dădeam la pace. E aceeași problemă, știi? Că e vorba... Intrăm în zona asta a relațiilor. Și acolo, sigur, la reconciliere, toți mergem uneori. Și zici așa, stai ore și hir, cum zic eu, fain, încercăm, rezolvăm. La un moment dat, haide, puișorilor, haideți, îmbrățișați-vă. Se îmbrățișează, ok, în cuplu, se sărută și zic, ah, slavă Domnului, s-a rezolvat, i-am dat eu la pace. Înțelegi ce vreau să spun? E fain. Dar acum ideea mea este următoarea. Dom'le, am rezolvat rădăcina problemelor, nu tot am vorbit zilele astea. Care-i cauza ce a produs tulburare? Că aici o rezolvăm, ne dăm noi la pace cumva și între frați, dar mai ales în cuplu. Și aici sunt două lucruri distincte. Pacea lui Hristos, pacea lui Dumnezeu, care trebuie să locuiască în inima mea. Și am să vă citesc, și ați văzut că astăzi am vorbit în cadrul acesta relațional de cele 10 trebuințe în viața de cuplu și în viața relațională. Și spuneam, printre altele, că neîmplinirea acestor trebuințe, dragoste, respect, afecțiune, ce am avut, siguranță, încurajare, toate acestea, avem toți nevoie de ele. Neîmplinirea lor, a mea din partea soției dragi, a soției mele dragi din partea mea, a copiilor din partea părinților, creează noi probleme, creează noi neliniște, nu? Creează. Că îmi lipsește ceva, îmi lipsește pacea până la urmă și eu încerc să rezolv pacea aia. E, ca să ajung la punctul acela, ai observat, noi trebuie să vedem ce a cauzat acea tulburare și noi încercăm să o rezolvăm în timp. Timpul rezolvă problemele, am spus azi, le agravează, nu le lăsați. Că a zis cum? Păi trebuie să le rezolvăm urgent, că dacă nu e ca acel ceainic pe care vi l-am prezentat, stă pe foc, focul consumă, fierbe, sare capacul și atunci explodăm. Atunci apar tot felul de boli psihosomatice, asta e foarte grav.
Și dacă țineți minte, în imaginea aceea care am pus-o, am găsit soluțiile biblice. Și ați văzut că de acolo urma toate, depresiile, adicțiile, omul nervos, frustrările, toate, din a rezolva aceste lucruri. Și am primul lucru pe care l-am spus, imediat când mi-a spus întrebarea, m-am dus exact la ce am prezentat și vreau să citesc. Ce frumos spune Apostolul Pavel și vreau să văd că o pune în contextul conflictului. Nu pleacă de la familie, deși pleacă de la familia lui Dumnezeu, lui Hristos. Biserică, era conflictul între Evodia și Sintichea, dacă țineți minte. Și vedeți, zice, să fie cu un gând, deci problema înainte a fost de la gând. Nu era una în gândul lor. Și acum ce spune? Și pe tine îi spune aici, sigur, lui Timotei, tovarăș de jug, te rog și tu vină în ajutorul femeilor acestora. Frumos, deci ca să fii, e nevoie de un, vedeți, consilier. Dar merg pe ideea, dacă mi se permite, luați pe cât e posibil astfel de cursuri, înveți abilități, primești abilități și înveți lucruri care nu le-ai știut ca și mine. Și acum încă sunt în studiu, nu cunosc ce trebuie, doresc să studiez, dar spune așa, împreună cu mine, cu Clement, cu ceilalți. Și acum vine la versetul 4, bucurați-vă totdeauna în Domnul. Iar zic bucurați-vă și nu se oprește aici, că nu mă pot bucura acum. De ce? Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Eu nu am aceste calități în inima mea. Eu nu sunt un om blând. Asta mi-a dat-o Hristos. Ce frumos spune. Ții minte, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați. Eu de regulă, mă rog, evanghelist, acum sigur că învățător biblic, dar a fost evanghelist la evanghelizări. Ăsta mi-era textul meu de bază, știi? Și spuneam pentru cei de afară. E Domnul a prins și a zis, stai puțin. Și tu, Nelule, uneori ești împovărat, nu? Cu siguranță. Cu siguranță. Nu ești obosit. Am fost și un burnout. Împovărat. Oprește-te! Și Domnul spune, veniți la mine! O, Doamne, extraordinar! De ce? Primul lucru, învățați. Să fiu un om învățabil. Al doilea, să iau jugul lui Hristos. Știi ce m-a uimit acolo? Jugul meu este bun. Dar vorbeam cu cineva chiar care îmi punea o întrebare aici, în cadrul vostru, într-o pauză. Cum să scap? Zic, știi cum? Ia sarcina lui Iisus. Dar cum? Sarcina mea este ușoară. Ei, când am deschis, mi s-au deschis ochii. Cum e sarcina? Simplu. Pentru că la jugul acela care Domnul mi l-a dat. Și spune și tinerilor, e bine să poartă tineri sau jug pe om, dar ia-l cu Iisus, că fără el nu poți. Hai să fim noi obiectivi acum. La jugul acesta sunt Iisus și eu. E ok? Cu siguranță. Este Iisus, eu și iubirea mea. Mie îmi saltă inima de bucurie că aici am ajutor. E acolo Domnul. Și spune așa, și veți găsi ce? O tihnă. Vă dau pace, ce frumos. Același context aici. Și uitați-vă o chestie. Nu vă îngrijorați de nimic. Nu, frate, sunt problemele mici. De nimic. Nu mi se pare că e ceva negociabil, da? Ci în orice lucru, prima parte o facem toți, aduceți la cunoștința lui Dumnezeu cereri, prin rugăciuni și cereri, suntem full și dați-mi îngăduinți, îmi stăruință, fain. A pus o întrebare într-o biserică și o pun în multe biserici, ce-ar fi să schimbăm asta a noastră? Să avem o seară de stăruință, dar înaltă, să, o seară doar de mulțumiri. Nu? Ar fi. Lux, în familia mea la fel. Dăm, Doamne, fai, Domnul ne dă. Și chiar spuneam, și dăm voi să spun și aici, cred că ții minte că am zis zilele acestea, noi suntem ca și copiii noștri. Domnul ne iubește. Când copilul vine la tine, el e adolescent. Vine la tata, la mama. Mama, ce să mănânc? Ce-i spun eu? Băi, te deschide ușa frigiderului. Ai mâncare, frigiderul e plin. Dar vine la mine. Ok? Fata merge la mama. Mama, cu ce să mă îmbrac? Eu m-am de la soție, da? Ce, că, vreau să zice că soțul este oglinda, da? Și știm că în spatele oricărui bărbat bun, puternic, până acum se spunea, eu am schimbat puțin, o soție puternică, spun puțin altfel, un Dumnezeu puternic și o soție puternică. Amin. Da? Și aici este foarte important. Și cu ce să mă îmbrac? Uite, vezi? Garderoba e plină. Ei, la Dumnezeu eu așa văd problemele. Vreau să le văd biblic. Dumnezeu ne-a dat tot. Tot. Te spune, nu vă îngrijorați. Duceți la cunoștința lui,
rugăciune, dar mulțumiți, măcar așa, Doamne, îți mulțumesc că acum mi-ai ascultat rugăciunea. Mă rog pentru mine, mă rog pentru iubita mea, mă rog pentru copiii mei, rog mult pe cei care ne ascultă, probabil ne vor asculta. La urmă, mulțumiți, Tată, mulțumesc că mă asculți în numele lui Iisus, pentru că e aici cuvântul și pacea lui Dumnezeu. Ce-mi spune? Cereri, mulțumiri și în modul acesta pacea lui. Nu pot să pricep. Întrece orice pricepere. Ce face? Formidabil! Îți păzește inima și îți păzește gândurile în Hristos. Și ce am spus zilele acestea, vreau să spun și aici, asta e formidabil, frate dragă, mi-a lipsit această pace, vreau să fiu onest, puțină confesare, ca în consiliere, bineînțeles, atât că să ajut pe ceilalți, se spune, să fac aceea, cum se spun, deschidere de mine, știi, să-mi ajut pe cei care mă ascultă. Da, am trecut pe drumul acesta. Eu sunt hipertensiv, înțelegi? Și spun tuturor, prin harul Domnului, rău da fie Domnul, la vârsta aceasta de 37 de ani, dar inversați cifrele, tensiunea mea este mai bună ca acum 80 ani. Știți care e secretul? Exact acesta. O inimă liniștită este viața trupului. Domnul ne vrea binele și în cuplu. Nu stați cu problemele nerezolvate. Le ducem în rugăciune, le aducem înaintea Domnului. Ne recunoaștem că Domnul știe, ca și copii. Se uită la noi cum ne certăm, ne uităm la copii că se ceartă, de la mâncare, de la nimic, că acolo plec lucrurile, nu? Și apoi mulțumim și zic, tata, mulțumesc că ne-a scos, dar dă-ne putere ca să depășim situația. Asta e viața frumoasă, frumoasă. Pe când eram așa, cam de vârsta dumneavoastră, citeam Căsătorie fără regrete. Nu știu dacă ai citit-o foarte fain. Și a zis, cum e, domnule, fără regrete? Eram curios că am căsătorit, mai aveam scuze, mici regrete și eu. Și zice, așa începe și mi-a plăcut. Era Filipen și zice acolo, să nu crezi că dacă te gândești la căsătorie fără regrete, înseamnă că n-ai probleme. Ba da, ai avut, dar l-ai rezolvat. Ai cerut, și Domnul te-a binecuvântat și tot ce ai rezolvat ai spus Domnului. Asta e ceva frumos. În cuplu trebuie să practicăm. Ce face Dumnezeu? Le-am spus, ni le-a iertat mica 7 cu 11 și ce a făcut? Le-a aruncat, nu în marea uitării, cum zic mulți, în adâncul mării, fratele lui Jimmy Țoiară, expresie, îmi place, o folosesc și eu, și-a aruncat cheia în adâncul mării. Nu le mai scoate de acolo. Nu-i frumos Dumnezeul nostru? Și de ce să mă mai cer cu soția? Păstrăm pacea, păstrăm liniștea, inima liniștită. Scuze că am un defect, cred că ai observat. Îmi pui întrebare scurtă și eu ce să lungesc, încerc să mă încadrez. De nicio problemă. Fratenilor, vreau să mergem acum tot într-un cadru al familiei, dar cel puțin schimbăm puțin relațiile, și anume relația dintre părinte și copil și apoi invers. Să știți că mi-a plăcut foarte mult că ați pus un accent considerabil pe rolul dintre soț și soție atunci când vorbim despre creșterea copiilor. M-a impresionat foarte mult lucrul acesta și mi-a dat de gândit, ținând cont că am un copilaș mic și contează foarte mult atitudinea mea, atitudinea soției mele atunci când cel mic este prin preajma noastră și se uită atent la ceea ce facem, la modul în care vorbim, modul în care ne comportăm, și vă asigur că caut să fac și eu și soția mea ceva în privința aceasta, în așa fel încât să îmbunătățim relația de dragul unul celuilalt, dar și de dragul creșterii copilului nostru. Și voiam să vă întreb, cum ar trebui părinții să-și crească copiii în frică de Domnul, ținând cont că dumneavoastră spuneați că copilul, chiar dacă are o vârstă fragilă, adică nu știu, poate un an, doi, trei, el percepe foarte mult cum părinții se raportează la el ca și copil. Mulțumesc! Hai să spun ceva, fain, ăsta e secret, dar pot să-l spun că nu dau nume. Aici când am terminat, un cuplu frumos, cred că de la biserică m-am întâmplat. Sunt numai cupluri frumoase la noi la biserică. Auzi, am vrut să spun că aveți și malipici aici. Sunt oameni deosebiți. Da, mă simt, nu știu, o atmosferă caldă. Îi spuneam la Alin și la Florina, special la Florina, nu știu, Florina, e așa lipici în biserică. Ea mi-a zis ceva, ce, frate, nu-l, dar și voi aveți lipici, dumneavoastră. Da, să știți că aveți. Probabil că asta a făcut de... Da. A fost o chimie aparte. Exact, thank you, spirituală. Și a venit un cuplu, fratenelui, soțiora mea, zice, uitați-vă, e însărcinată, cred că era până a 5-6 lună, l-am sfătuit ceva. Știi de ce, dragul meu, frate, că am sfătuit-o pe fica mea,
ultima era însărcinată cu a doua fetiță, și era și ginerele meu acolo, ea era însărcinată, cred că undeva lunea șase. L-am rugat pe ginerele meu, probabil că sigur o să audă și el în urma podcastului, zic, Manu, te roagă tata ceva, că eu știu că înainte că acești copilași, dragi bebeluși, să vină pe lume, să mă asculte bine toți. Perioada cea mai bună nu-i perioada când vine copilul acasă, în casa mea. E în casa lui intrauterină. El se formează de la 6 luni de zile. Bebelușul, fătul, vede, aude, simte în lumea lui. Și atunci plec, dragule frate, de la această idee. De acolo trebuie să înceapă. Soțul de pe atunci trebuie să fie amabil, drăguț, și dacă n-a fost afectos, I'm sorry. Încearcă să fii afectos cu iubita ta, pentru că poartă în pântecele ei rodul dragostei voastre. Și l-a rugat așa, Manu, dragul tata, te rog mult, pune mâna pe burtica soției tale, că în același timp pui pe copilașul, pe fetiță ta, știam că fetiță, și cântă-i o cântare și spune versete din Biblie. Este incredibil ce vă spun acum. S-a născut fetița, acum are 10 ani. Domnul să o binecuvinteze. Vă spun domnului martor, Miriam, în numele. Domnule, atât de matur, gândește bine toate nepoatele, că nu vreau să mă audă că fac diferență între ele, înțelegi? Se roagă în biserică. Vine odată ginerile meu, Manu, și zice, tata, aproape cu lacrimi spunea, Sfântul Imedece, am luat-o pe Miriam cu mine, tata, tot timpul mi-a cântat, mi-a spus versete din Biblie, și am stat, am ascultat-o și venea să plâng. Măi, zic, ce ți-a spus tata? Deci asta vreau să spun, acolo începe relația. Și poate că ar fi bine fiecare să realizăm și toate mamele să spună soților lor, când ele sunt însărcinate, iubitule, nu când se naște și ele de la maternitate, pregătește pătuțul, pregătește, nu, pregătește din pântecele mamei, vorbește-i frumos. Uite, o chestie care e biblică, nu sunt gânduri de ale mele, dar am dat și zilele acestea, dacă țineți minte. Am luat exemplul cu Elisabeta, care la luna 6-a și când mama Domnului Iisus Maria vine la ea, cred că ți-aduce aminte, și spune așa Elisabeta, cum se face că de când a intrat mama Domnului meu la mine în casă, mi-a săltat pruncul în pântece de bucurie? Întrebarea care am pus să-și o pun și aici. De ce a săltat pruncul în pântece de bucurie? E plauzibil, e explicabil. Mama Elisabeta s-a bucurat și a transmis bucurie fătului. Vedeți de unde se nasc copiii astăzi anxioși, frustrați, cu temeri, frici chiar de la naștere. Cum ai fost în perioada în care ai fost însărcinată? Da, am un lapsus, dar știu că am dat un interviu la SOS Ploiești, frica de nașteri. Azi este la modul general. Nu știu exact cum spune în psihoterapie, dar există o frică de nașteri. Sau gândește-te la doamne care sunt însărcinate, le este teamă. Cum se va naște copilul? Vedeți, aici găsim răspunsul. Și Biblia este cea mai bună carte de psihologie. Credeți-mă, ne dă răspunsuri. Și uite, mă mut înapoi la Filipeni. Bucuria, bucurați-vă totdeauna. Cuvinte frumoase, acolo începe în această perioadă. Apoi când vine casă, repet. Vedeți? Copilul este produsul factorilor care influențează viața. Tata, mama, nu, bunica, bunicul. Am o recomandare. Bunicii și-au locul lor. Am o temă care se cheamă ciorchinii familiei. Îmi place asta și o spun și la unele căsnicii și căsătorii. Dom'le, prima ciorchină este mama și tata, nu? Al doilea sunt mama, tata și copiii împreună. Asta e foarte importantă. Bunicii, să nu fiți supărați pe mine că și eu sunt bunic, vine pe planul 3. Ok? Copiii mei, eu, soția, așa, apoi îi duc la bunici. Dar imaginați-vă copiii care au crescut la bunici. Sunt o sumedenie. Îi crește și bunicul, îi crește. Și acum vă zic, care e chestia cu cam și eu sunt bunic. Și copiii noștri, când zice, mama, aveți grijă, nu mai ne răsfățați copilul. Că noi spunem, mă, nu mai vă pedepsiți copiii. Știți care e răspunsul lor? Cred că știi. Mama, dar tu cum erai cu noi? Mă, dar așa a fost vremea noastră. Tata, tu cum erai? Ne cerem scuze. Deci aici cred că e foarte importantă problema aceasta. Grijă mare la partea aceasta punitivă. Cum ne disciplinăm copiii? Că Biblia ne învață.
și să avem grijă. Când vorbim de disciplină, unii vorbesc, pe vremea noastră așa se înțelegea, nu condamnă părinții, nu iaua, dar avem și în Biblie, nu iau mustrări. Și mustrarea, cum o faci? Cu dragoste. Cu dragoste. Și dacă îmi permiți, că vorbeam de cum percepe în Biblia uneori, auzi și în biserici și când mustrăm pe unii, merg pe ideea lui Pavel, mustră-i aspru în fața tuturor. Și el e aspru, de genul lui, înțelege, așa a fost crescut tata și el e aspru. El nu vede că e o greșeală, el așa înțelege. Dar uite că sunt momente în care să mustri cu blândețe. Acum să privim puțin către o situație mai puțin plăcută, și anume faptul că sunt exemple concrete în care în familii creștine, în care oamenii, tatăl, mama s-au străduit să facă sau să fie un exemplu suficient de bun pentru copiii lor, să zicem că în astfel de familii copiilor nu vor să mai audă de Domnul. Nu știu, mă gândesc la adolescenți care au perioada de răzvrătire. Cum ar trebui părinții aceia să se raporteze la un copil ce nu vrea să mai audă de Domnul, de biserică și așa mai departe? Bună întrebare, în același timp destul de grea. Acum am vorbit noi zilele acestea, dacă ți minte, și vorbeam de, să numesc așa, dacă țineți minte, genograma familiilor, o genogramă a familiei creștine și a unei necreștine. Și spuneam finalul, scuze, la sfârșit, o familie creștină, care sunt toți urmașii aceia, este foarte fain, pentru că avem șanse foarte mari. Copii crescuți în educația creștină, cu Scriptura, în atmosfera biblică creștină, sunt foarte mare șanse copilul să carce pe urmele părinților și a bunicilor. Dar din nefericire, ne uităm în Biblie, îl luăm pe Samuel, nu? Un proroc bun. Și avem exemple, părinți buni, copii răi. Luăm pe David, omul după inima lui Dumnezeu. Iarăși important și aici, cum ne raportăm. Eu vreau să dau un exemplu pe care l-am spus și vreau să-l spun. Mai degrabă merg pe această idee. Vorbit zilele acestea. Am un singur răspuns ca să-l dau și apoi puțin să îl duc mai departe. Este simplu de răspuns. Dați-i binecuvântarea necondiționată. Binecuvântarea necondiționată. Că de regulă suntem tentați, dacă vă uitați. Asemenea, noi am vorbit familia disfuncțională Isaac și Rebecca, cred că vă aduceți aminte. Tata, Isaac, Biblia ne-a spune, ne-a fost date să învățăm noi ca părinți. El își binecuvintează copiii pe baza unor favoruri. Fă-mi întâi mâncare, nu? Spune acolo. Și după ce vei da și mănânc, după aceea te voi binecuvânta. Eu am o întrebare acum noi. Dar de ce nu l-ai binecuvântat înainte, nu după ce îți dă papa, îți dă de mâncare? Da? Pentru că Iacov, copilul acesta, poate să fie lacune, lipsuri în gândirea noastră, în anumite proceduri, greșim, cine nu greșește ca tată. Nu avem un tată perfect, o mamă perfectă, dar uitați-vă la copilul Iacov, era cam adolescent, când merge la Laban, dacă ținem de la fratele Rebecii, se întâlnește cu Dumnezeu. E frumos să îi dea Dumnezeu o lecție, n-am învățat-o decât după 20 de ani, cum învăț eu multe lecții. Dumnezeu iese în cale lui Iacov acum și necondiționat îl binecuvintează. Ce frumos! Știți cum îl binecuvintează? Voi fi cu tine în călătorie, ce fain, pleacă singur, îți voi da hrană, îți voi da îmbrăcăminte. Ei, crede-mă, frate drag, mi s-au deschis ochii, târziu, să-mi fie îngăduit expresia, chiar și studiind consilierea. Zic, atenție, cum vorbesc cu copiii mei? Ce le spun? Copilul crește, gândește cu ceea ce pun în mintea lui și vede la mine în modul în care mă rog și dau binecuvântarea. Și acum, uitați-vă, tânărul, adolescentul Iacov se întoarce și se roagă, că a învățat la tata acasă. Și cum se roagă el? Cred că vă aduceți aminte. Doamne, dacă îmi vei da haine să mă îmbrac, măi, dar ți-a promis Dumnezeu. Doamne, dacă vei fi cu mine, măi, dar ți-a promis Dumnezeu. Este interesant? Vedeți, asta a fost în mintea lui ceea ce auzi la tata. Acum, nu întotdeauna este așa. Dar asta vreau să o spun. Dați binecuvântarea copilului vostru. Uitați o problemă, o lacună mare în familiile creștine. Îmi însușesc pentru că n-am făcut-o general
când copiii mei au fost mici și am o vorbă care am spus-o cu voi. Acum mi-aș dori să cresc copii, dar cu mintea asta, înțelegeți? Și noi ne-am dori acum să avem mintea dumneavoastră. Ar fi viața mea ușoară. Aleluia! Foarte de acord, dragul frate. Și spuneam așa, și spun tuturor mamelor cu dragoste și a taților, nu știu, vine a plânge aici, când pleacă copilul tău din casa ta, dă-i binecuvântare, mamă, pune mâinile peste el, el pleacă într-o lume a blestemului și spune, mamă, te binecuvintez în numele Domnului, protejează, ascultați-mă bine, copilul pleacă cu bucurie în suflet, am plecat cu binecuvântarea lui mama, am plecat cu binecuvântarea lui tata, uităm să-l uităm de multe ori, asta cred că e o problemă foarte importantă. De ce spun? Când copilul tău merge pe alături, acum m-ai pus întrebarea, ei, cineva spunea, nu știu cine, dar a spus așa răspunsul, m-am întors la Dumnezeu, am luat căile lumii, dar ce m-a urmărit a fost binecuvântările pronunțate de tata și mama, nu m-au lăsat, m-au înconjurat ca un zid. Asta e tot ce pot să spun tuturor. Dați binecuvântarea și celui care ascultă și celui care ne ascultă. Și ce am spus, rugăciune cere cu mulțumire, Doamne, îl las în mâna ta. Că dacă voi încercați să îi faceți ceva, s-ar putea să las locul Domnului. Domnul să ne ajute. Nu e ușoară experiența, dar încredeți-mă, Domnul, din toată inima, el face minuni. Doamne, ajută. Acum, na, mă gândesc că sunt și situații în care copiii sunt credincioși și părinții necredincioși. Cum ar trebui să-și câștige un tânăr sau o tânără sau, nu știu, un om părinții pentru Hristos? It's a good question. Bună întrebare. Cel mai fain e să dai exemplu din viața ta de familie și biserica ta. Eu acum fac parte de 12 ani din biserica creștină după Evanghelie, o biserică bună și crești pe Evanghelia, o biserică faină, ca și la noi. Amin. Și avem un frate foarte bun în evangelizare. Nou, care se numește Stelica Robu. El este profesor de sport. Face o treabă genială, spun așa. Fiind profesor de sport, face evangelizare și prin sport. Și avem, asta e minunea minunilor, dragilor. Vin tineri, adolescenți la Domnul, vin la biserică și cred că în ultima perioadă, de asta zic, îmi place biserica în care sunt, pentru că dă naștere la copii. O biserică în care se nasc copii pe plan spiritual e o biserică vie, nu? Și acești copii tineri, adolescenți, au primit pe Domnul, s-au botezat și ce e frumos acum? Ei vin în biserică și se roagă, ei sunt singuri, frate dragă. Și noi, biserica, ne rugăm împreună cu ei. Înțelegi? Doamne, mântuiește părinții acestor copii. O altă minune mai mare este, venind un mes s-o pocăit, copii faini. Și-o schimbat mărturia Dumnezeune, se oglindește. S-au căsătorit cu soți, cu bărbați din bisericile, familiile creștine, sau cu băieți din familie creștine. Și acum sunt familie creștină. Și curios că încep părinților să schimbe mentalitatea, să schimbe gândirea. Chiar joi seara la rugăciune, un tânăr scump a zis, fraților, vreau să vă rugați pentru mama mea. Și iată de ce. Eu vreau să mă botez, dar mama nu mă lasă. Vă rog, rugați-vă ca Dumnezeu să-i schimbe gândirea. Toată biserica ne-a rugat, schimbă-i gândirea mamei. Noi am zis, mântuiește-o, Doamne. Aici cred că este soluția. Copilul vine, aici găsește și biserica trebuie să se roage. Sunt minuni pe care Dumnezeu le face. Și vreau să închem această discuție cu un copil care este la botez, înțelegi? Foarte fain. Noi vrem să auzim lucruri mari. Uneori Dumnezeu face, cum a zis exact pastorul Alin, lucrurile mici fac lucruri mari, știi? Și un băiat zice, vreau să fiu botezat. Și întreabă așa, auzi, dar spune nepuile și nouă, comitetul, noi luăm la întrebări, bineînțeles. Ce te-a determinat? Ce ai făcut tu acum ca să ne spui să te botezi? Și el zice, eu n-am făcut nimic. Cum adică? Dar ce ai făcut? Eu am continuat să păcătuiesc. S-au șocat ăștia, cum adică? Păi și ce a făcut Domnul? Domnul și-a făcut partea lui. Care a fost partea lui? M-a urmărit, nu m-a lăsat până nu m-a prins și m-a adus la el. Slavă Domnului! Și așa m-a adus la Domnul. Asta cred că atât de frumos învățăm din chestiile astea. Acum,
Vreau să mergem într-o discuție mai sensibilă, cel puțin pentru mulți dintre noi, deoarece că vrem că nu vrem ne confruntăm și cu astfel de probleme în bisericile noastre. Și vreau să vorbim puțin despre divorț, despre despărțire. Fratele Nelu, în zilele pe care le-a parcurs și le-a ținut în mijlocul nostru, și-a arătat faptul că nu este prieten și nu sfătuiește pe nimeni, și ne bucurăm, pentru că noi ca și biserică trebuie să avem o astfel de atitudine față de despărțire. Așa cum Domnul Dumnezeu urăște despărțirea și divorțul între soț și soție, de asemenea și noi ne plasăm de aceeași poziție. Cu toate acestea, că vrem că nu vrem, ele există, sau acest eveniment neplăcut și nedorit de noi, el se întâmplă. Și vreau să vă întreb pe dumneavoastră, pentru că sunt sigur că ați consiliat foarte mulți oameni care au venit cu astfel de probleme la dumneavoastră, care sunt cauzele cele mai des întâlnite atunci când cei doi se gândesc serios la divorț? Fie amabil, o mică corectură. Să fiu onest, foarte mulți nu am consiliat, mulți, dar în ce sens? M-am luat o decizie, că dacă aș fi foarte mulți, nu am timp în training. Dacă vrei, perspectiva mea și obiectivul meu este să mă multiplic. Asta înseamnă training. Asta înseamnă să ridicăm alți consilieri, care la rândul lor ei să ajute pe alții. Și acum, dacă aș fi foarte implicat în asta, n-avea și nimeni training. Eu o fac, dacă îmi permiți, suplimentar, și o fac cu bucurie, cu plăcere. Am avut multe cupluri, înțelegi? Și recomand tuturor aceasta. Eu am o expresie, dacă mi-o îngăduie în cadrul acesta, da? Să ridicăm o armată de consilieri. De ce? Că acum cresc o sumedenie de probleme și în generația actuală ne năvălesc așa o sumedenie probleme cu care nu ne-am confruntat la generația voastră, dar acum sunt lucruri fără să vrem, nu vrem, ne confruntăm. În timpul meu, cât am fost păstor, nici nu ne gândeam la divorțuri. Uite acum, mă înfioară, personal spun, cifre care ne spun, divorțuri, tentative de divorț, da, e foarte adevărat a ceea ce spunem noi. Acum, ce ne ajută? Asta aș ruga din suflet. Să avem cât mai des întâlniri cu familiile. Cât mai des întâlniri cu tinerii necăsătoriți. Și recomand, nu poruncesc, că nu sunt Pavel, deși aș face-o, toți păstorii, toți prezbiterii să facă consilieri premaritale. Îngădem ceva. Am lucrat la protecția muncii, v-am spus zilele acestea, cât am fost în munca seculară, eram la compartimentul protecția muncii și sigur, ca și zilele noastre, îmi place să stăm la birou. Noi toți eram parte de instructaj, înțelegi, mă rog, compartimentul fiecăruia, eram în compartimentul de instruire. Noi mai stăteam la birou mult și șeful de compartiment creștea un numărul de accidente, știi? Și zice, ei băieți, am făcut o ședință, întâlnire de compartiment, vă rog, afară pe teren, a spus, mă, ce se întâmplă? La instruire! Instruiți oamenii pe teren cum să se păzească să nu avem accidente. E mai bună prevenția decât hai să facem dosare, cum e la biserici. Imediat am văzut, mi-a picat visa ca la biserici, pe cine pedepsim, cine a fost, pe cine dăm afară. Nu, așa se întâmplă. Ei, acum câțiva ani am realizat asta, acum 10-12 ani, măi, asta trebuie să o facem în biserici. Munca de prevenție, ca să nu avem cifre de divorțuri mari, se face munca de prevenție. Se fac educații, pentru că unele cauze îndrăznesc în cadrul acesta, pentru că sunt trei zone de conflict foarte mari și vreau să le metesc aici. Poate or fi mai multe. Una, lipsa de comunicare sau comunicare ineficientă. A doua, banii, probleme. Și a treia, zona aceasta atât de vastă, sexul și sexualitatea. Și Dumnezeu, noi tragem un semnal de alarmă. Copiii cu telefon în mână. Noi nu le facem educație sexuală în biserici. Am curajul să-l spun aici. Copiii voștri nu știu de asta. E o problemă tabu. Am discutat, nu voi, de fapt, mi-ați ridicat mingea la fileu. Da? Și am dat răspunsul în acest context biblic. Și pun așa o întrebare acum aici. Știi de ce? Pentru că am astfel de familie. Și mă întreabă doamna, sora acum, ea și-a luat soțul, ok, fain, nu știu, a fost context religie creștin, o spun deschis, fără probleme, dar cu durere în suflet. Îmi spune, frate, ce să fac? Soțul meu merge pe site-uri mizerabile, pornografice, mă deschis și spun, și asta e dureros pentru mine, îmi cere practic așa ceva.
hitos. Nu? Cu siguranță. Și atunci hai să pun întrebarea. Cum e sora aceea? Cum e soția aceea? Cum acceptă? Luăm modelele seculare. Mi-a spus întrebări. Uite, o problemă majoră a ispitelor de tot felul. Nu? Și mai ales acum fiți atenți cu astea de gen acum care apar. Copiii merg pe telefon. În plus, aici am vrut să ating punctul. De unde învață copiii? Dacă tu, tată și mamă, nu ți duci copilul, că ai Biblia în mână, sexul ăsta de Dumnezeu. Un scop nobil, am spus noi. E o împlinire, duh, suflet și trup. De unde învață copilul tău? De aici. Și atunci anomaliile ce apar. Dar, bun, merg la Scriptură. Nu pot niciodată să depășesc ce spune Scriptura. Acolo n-am compromisuri. Da și amin. Acum, când vorbim de această problemă, divorțul, nu vorbesc cu plăcere, dar îmi place să discut. De ce? Există. Dar să spun ceva interesant, că mi-ai spus, mie îmi place să fiu cu voi, să vă zic de ce. Când am terminat teologia, am avut fratele nostru care ne-a dat teza de teologie, un băiat deștept, nu dau numele, că așa, e un băiat foarte scump care țin la el. Hai să spun așa, era penticostal, dar biblic, fain. Și fratele ce face, ca să vezi cât de deștept a fost, cât de înțelept de fapt de la Domnul, mie mi-a dat personal, Nelu Poenar, că știu pe Evanghelie, teza mea să o fac despre prorocie, înțelegeți bine? La un alt coleg al meu, creștin pe Evanghelie, vorbirea lui, băi, ce dai tu la creștin pe Evanghelie? E acum la penticostal, știi ce dai? Era penticostal. Le dăm așa, zice, căsătorie, divorț și recăsătorire. Oh, frate, dar el era penticostal. El era cel mai bun să fie aici cu voi. Dar am înțeles că el a vrut ceva de la noi. Cu ce spune Scriptura de astea? Oare tace Scriptura aici? Nu ni se pare că Scriptura tace aici? Nu ni se pare uneori că Dumnezeu, dacă spune urăsc, ce urăsc? Fiți foarte atenți, spun tuturor care ne văd și ne ascultă. Ce spune? Urăsc? Despărțire. Aha! Divorțul, nu divorțatul. Rog mult, cu durere în suflet, păstori, și oricine ați fi, nu urâți omul care e divorțat. Femeia care e divorțată are destule traume, are multe răni în suflet și prin ura ta ce faci? Gândiți-vă la chestia asta. Aici gândesc totdeauna când am astfel de întrebări. Și totdeauna recomand în terapie, totdeauna recomand la păstori. Uneori mă întâlnesc și cu ei. Noi avem întâlnire la Brașov, o întâlnire asta faină, bapticostală după Evanghelie, înțelegi, de rugăciune. Și mai discutăm astea. Și le spun, fraților, hai să învățăm un lucru. V-am spus și zilele acestea. Despărțiți omul de problema lui. Noi nu facem aceasta. Ca să dau un răspuns, vezi că îmi pregătesc terenul ca să intru acolo cu Scriptura. Hai să luăm pe Domnul Iisus Hristos, cel mai bun exemplu. Vedeți, totdeauna eu, asta este evaluarea mea. Aici îmi fac eu chestionarul de evaluare. Ce ar face Iisus în locul meu? Pun întrebarea tuturor păstorilor. Cum ar proceda Iisus? Știți de ce? Că mie mi-e teamă de mine ca păstor. Că să nu-mi fac o biserică după chipul și asemănarea mea. Nu? Ci după asemănarea lui Hristos. Ce ar face Hristos în locul meu? Și m-am gândit la femeia prinsă în păcat. Scurt, că altfel încerc să predic. Da? Interesant este să observăm un lucru, deși, dacă ne uităm cu atenție, ăștia sunt biblici care vin cu bolovani în mână, nu? Este? Da, după legea lor. După legea lor. Și de-aia pun legea lui Moise, în lege este scris. Era o lipsa lor. Care? Când totdeauna aici, când nu gândești corect, s-ar putea tu să ai greșeală. Unde era bărbatul cu care a păcătuit? Nicăieri. Nicăieri. Și atunci a zis, lucra biblic? Nu. Dacă nu văd la cel divorțat și în cel divorțat și divorțul, de ce spune Dumnezeu asta? Merg pe o cale greșită. Observați o problemă frumoasă care mi-e îmi place și am învățat și recomand cu umilință tuturor fraților mei. Sunt frați ca și mine, consilier și păstor. Am o rugăminte foarte mare. Cred biblic. Păcatul. Bine, pot fi păcate publice și în cazul acesta, chiar dacă este, recomand o consiliere confidențialitate. Întrebare. De ce Iisus a scris pe pământ? Toți ochii se uitau la femeia prinsă în păcat. Imaginați-vă că știm de un divorțat în biserica noastră. Vreau să fiu foarte practic. Asta ne ajută. Vă rog. Intră pe ușă și stă. Noi cine gândim la el? Cum îl privim?
cu brațele deschise, hai să fim ochi, sau cu reticență? Cu reticență. De ce scrie Iisus? Toți ochii oameni se uită la femeia prinsă în păcat, nu? Știți ce îmi place? Cred că a fost metoda cristică și cea mai frumoasă psihoterapie, lecție care am învățat-o de acolo. De aia spun, învățăm lecțiile de la Hristos, cel mai bun psihoterapeut. El scrie și în momentul acela, unde se uitau ochii tuturor oamenilor? Chiar la lideri ăștia. Se uitau? Au luat ochii de la păcătoasă, nu? Și se uitau la ce scrie Iisus, interesant. Și dau cu praf de mers, am eu expresie, de la cer mai mare până la cer tână. Și ce a vrut să facă Iisus? Asta îmi place, cred că asta a vrut să o facă. Să o confrunte femeia cu păcatul. Îi spune, domnule, dar cum să îl confrunt eu cu el? Nu, păcatul, nu, trebuie spus public. Ok, fiți foarte atenți la asta. Că zice, dacă nu e așa, nu mai confruntăm cu păcatul. Ba da, cum o fac? Asta e problema cheie. Că e divorțat, separ omul de problema lui. Întreb așa, hai să ne întrebăm. Scuză că aștept răspuns acum de la tine, da? Poți fi copilul meu. Mă rog. Acum, spunem, ce a făcut Iisus? A condamnat-o? Cu siguranță n-a condamnat-o. Cu siguranță. Ce-o întreabă Iisus pe ea? Unde sunt? Părâșii tăi. Unde sunt părâșii tăi? Nimeni nu te-a? Condamnat. Și ce spune ea? Nimeni, Doamne. Nu cumva mie spune Domnul și vouă nu condamnați. Hai să dăm răspunsul. Îi condamnăm pe cei divorțați? Nu ar trebui. Nu ar trebui, thank you. Separă Domnul problemele ei de ea ta. Domnul, așa mult îmi place, frate dragă. Nici eu? Nici eu nu te condamn. Nu te condamn, wow. Du-te, dar. Nu mai păcătui. Și acum am întrebare cheie. A plecat sau a rămas cu Iisus? A rămas cu Iisus. Oh, aleluia! Vedeți ce frumos lucrează Domnul. Dar ce facem noi? Că acum, clar, mi-ați prins ideea. Sunt împotriva divorțului. Eu nu pot să fiu de acord cu ce Dumnezeu e împotrivă. Dar vine cu o altă idee. Dumnezeu urăște numai pe cei divorțați? Adică, scuze-mă, urăște doar divorțul? Nu. Urăște clevetitor, nu? Limba care minte, toate acestea le urăște. Dar acum, întrebarea, și e sigur că simt răspunsul, de ce urăște Dumnezeu? Asta e întrebarea care să ne pună. Că știe consecințele. Pentru asta Domnul a spus, eu de la început n-a fost așa, până la căderea în păcat. Dumnezeu a vrut și este unitatea. Divorțul înseamnă devastare. Asta vreau să vă întreb pe dumneavoastră. Care credeți că sunt cele mai grele consecințe a unui divorț? Da, frate drag, inima mea plânge aici. Categoric. Copiii sunt victima divorțurilor. Crede-mă, iertați-mi emoțiile, dar am stat de vorbă cu o grămadă de copii care au fost victima divorțurilor. Recent, cineva m-a contactat, cunoscut român, dar plecat de mult din România. El e divorțat, soția lui a plecat, l-a părăsit, s-a căsătorit cu altul. El a vrut să rămână singur, înțelegi? Copiii lui, la fel, el a picat și, na, după ce a divorțat, a picat, că o să pun și problema aceasta, că mi-a ridicat mingi la file, nu una, mai multe. El a picat în păcatul curviei, că nu mai avea soție de ani de zile, înțelegi? Dar divorțase. Băieții lui au rămas fără mama. Fata a plecat cu mama. A fost tata singur. Și printre altele, i-am spus așa, dragul meu frate, știi ce mă doare? Copiii care vin din familii disfuncționale, mai ales de separați. Și verificați, mie îmi place să spun chestii verificate, iertare să nu spun prostii, da? Ajung în adicții. Că refulează, lipsește ceva ce am spus astăzi. Și zic, de regulă, ei refulează în droguri. M-a șocat, n-am voie să fiu șocabil, bine că nu m-a văzut la față, că mă și cunoaște. Mi-a zis, Nelu, de fapt, toți trei consumă droguri, nu sunt de aici, din România. M-am rugat pentru ei, împreună cu tatăl. Asta vreau să spun, frate dragă. Și uitați-vă la familie disfuncționale, toți copiii care sunt de unde vin. Din astfel de familie. De asta Domnul spune că urăsc divorțul. Complic, așa cum am spus, dăm voie și aici. În ce situație este dacă soțul, să spune, este victima divorțului, cum zicem noi, are și el partea lui de vină. Suferă familia lui? Da. Ea suferă și familia, chiar dacă spune că nu. Da.
Sufăr copiilor? Da. Suferă biserica? Da. Sufăr bisericile. Vedeți? Astea sunt consecințele. Și trebuie să înțelegem, dragii mei familiști, de asta Domnul urăște divorțul. Știe care sunt consecințele. Bun, asta este atitudinea noastră, una împotriva divorțului, cu siguranță. Ne dorim ca toate familiile să se bucure de darul minunat pe care Dumnezeu îl oferă doar sau strict în cadrul familiei, biserica să prospere datorită familiilor sănătoase. Frate Nelu, vreau să vă mai întreb acum, care credeți că sunt remediile în așa fel încât să nu ajungem la astfel de situații neplăcute? Ce ar trebui să facă familiile să înțeleagă că trebuie să își păstreze fidelitatea unul față celălalt? Știi, tot ce am spus până aici, adică prevenția. Fiți preventiv. Munca de prevenție, cum spuneam noi, și o spun și în cadrul acesta, că e foarte important. Imaginea noastră a unui Dumnezeu care a întocmit familia este aceasta. Că noi nu mai facem nimic, ne rugăm și postim, ne rugăm și postim, nu? Observați, da, sunt de acord, total, 100%, postim și ne rugăm pentru familie. Dar acum o spun și aici, dacă îmi permiți, ți-am spus și în biserică și îmi păstrez această idee. Ce să facem? Trebuie să facem pași în a păstra exact tema noastră de zilele acestea. Flacăra dragostei, cântarea cântărului Firul Roșu. Cum păstrăm flacăra dragostei, flacăra Domnului, aprinsă continuu să ardă în familie. Și printre alte am spus, prin comunicare, comunicăm bine, smulgând buruienile din viața noastră, vulpile mici care strică viile în floare, nu? Am o întrebare în legătură cu asta, că dumneavoastră vorbeați despre comunicare. Care este cea comunicare productivă în familie? Că bănuiesc că comunicări sunt de tot felul, vorbim între noi, soi, soție, dar care este acea comunicare productivă care să ne ajute cu adevărat ca relația dintre soi, soție să se îmbogățească? Mulțumesc foarte mult! Comunicarea productivă este aceea care o înveți toată viața. Vreau să fiu înțeles. Comunicarea este o artă pe care o învăț. Eu și predau comunicare și încă mai mici lacune în comunicare cu tonul vocii. Dar cred că în comunicare nu înseamnă doar cuvinte. Sunt cele trei elemente, nu mai o noutate. Pentru noi, pe vremuri, da, cuvintele, dar cuvintele spun cam maxim 7%. Poți să spui I love you în limbajul ăsta al nostru romantic și orice, te care, te amo, nu știu, nu spune prea mult, ok? 7% spun cuvintele noastre. Ei bine, există acolo tonul vocii, cum spun, ce spun, merg până aproape la 37% acestea. Ce-i mai frumos? Paraverbalul, non-verbalul, toți cunoaștem asta, este non-verbalul, o îmbrățișare. Spuneam azi, ai văzut, cele 10 beneficii a unei îmbrățișări. Cum te simți? Îmbrățișări, ne spun medicii, ne spune lumea asta de știință, că îmbrățișările mărește imunitatea, nu ne bolnăvim. Că îmbrățișările dă sănătate. Mie, soțiile mele dragi, observați, și ca să fiu mai convins, comunicarea lui Dumnezeu non-verbală, poate pentru curioși chiar o spun asta, nu știu dacă au constatat din Biblie, că Dumnezeu este un Dumnezeu romantic. Ne vorbește în a trei moduri. Cuvintele, la e foarte clar, tonul vocii, uitați-vă cum vorbește, cum poruncește cu unii, uitați-vă la Ilie, tonul vocii, cum vorbește cu el, este? Noi totdeauna nu, dar uitați-vă la non-verbal. Ce mai, uite, zilele acestea cu voi lucrând, Domnul mila lui a făcut ceva fain cu mine și vă gândiți și voi și ce ne ascultă, comunicare, fiul risipitor, știți de unde vine? Îmbrăcat cum a venit, nu în haine, e o pildă sigur, dar învățăm ceva de acolo, miroseau hainele. Tata, aici e frumusețea unui Dumnezeu și a unui tată care își câștigă fiul, înțelegi? Nu-i scoate un cuvânt doar să-l mustre, nimic. Tata aleargă înainte, așa-i? Tata-i sare, asta eu nu pot înțelege. Dumnezeu îmi dă lecții, Iisus ne dă lecții. Și spune așa, și l-a îmbrățișat, este? Îi dă sănătate, îi dă sănătate înapoi și l-a sărutat mult. Wow!
Asta a făcut-o Dumnezeu. Îmi place în psalmul 2, dacă nu mă înșel, dați slavă fiului. Fratele Vurma parcă spunea, zici interesant și căutat, sărutați pe fiul. Ce frumos! Astea sunt comunicările în familie. Crezi că astea previn divorțul? 100%. Vreau să facem acum spre sfârșit doi exerciții de imaginație, frate Nelu. Te rog. Să zicem că în fața dumneavoastră ați avea, cel puțin în prima parte, apoi o vom face și pe al doilea. Să zicem că în fața dumneavoastră ați avea un cuplu care se gândesc serios să-și, nu știu, despartă destinele pe acest pământ, să divorțeze. Ce sfaturi le-ați dat dumneavoastră acestor tineri sau... Nu neapărat, că până la urmă acum în zilele noastre divorțul nu este doar prin rândul tinerilor, exact, și la orice vârstă, exact, poate apărea, din păcate. Auzi, ascultă-mă atent, știu că mă asculți atent că trebuie, dar să ne asculte toți atenți. Interesant, ultima familie sau penultima pe care am acum, îmi place aici. Au mers pe un divorț, ăsta care acum merge amiabil, știi? Domnule, un avocat, trebuie să întreb dacă nu cumva e creștin. Dar nu e neapărat să fii creștin, ci unul cu capul pe umeri, să știi consecințele. Și a zis, divorțăm. Și nu erau probleme chiar mari, mari. El venea dintr-un cadru agresiv, trecuse prin traume ce nu vi le pot spune. Dar din când în când, mai așa ca fiecare, înțelegi? Și ea mi-a spus ceva foarte fain. Ea vine la biserică, citește Biblia, aleluia, a zis, frate, prin soțul meu, glorie Domnului, dar uite astea. Și a zis, e cam greu. Domnule, ceva extraordinar. Primul lucru pe care l-a spus el, îl spun și eu astăzi. Tuturor le spun. Știți ce a zis? Dragilor, am o rugăminte la voi. Încă nu vă grăbiți. Asta o spun tuturor. Nu vă grăbiți. Și eu spun așa, căutați un consilier, dacă vreți, un psihoterapeut. Ei, și fratele acela m-a cunoscut de mult, de mult, de mult. Și eu l-am pierdut, nu l-am știut. Și a zis, căutați. Și el mi-a spus, de asta v-am căutat. Asta e primul meu sfat, nu vă grăbiți. Divorțul nu-i soluție. Căutați urgent consiliere, dați-mi voie, îngăduiți-mi și unii frați păstori să-mi permită specialitate. Avem nevoie, avem oameni pregătiți, slavă Domnului, mergeți acolo, care vă poate ajuta, cu care puteți lucra. Divorțul nu este o soluție, dar din nefericire, unii sunt acolo și probabil că cel mai greu, dacă o altă ocazie, să vorbim cu cei care sunt deja divorțați, ce facem cu ei. Da, urmați, cel puțin ați intuit întrebarea pe care vreau să vă pun. Serios? Este aceasta. Ce a sfătui pe oameni care au trecut prin această traumă? Când se uită la viața lor și parcă nu mai văd nicio perspectivă, nu mai văd niciun scop în viața lor, ce a sfătuit să facă pe acești oameni, ținând cont că au trăit sau au avut parte de această traumă a divorțului? E, știi, acum de asta spun tuturor, de ce m-am crezut eu bun consilier și n-am fost când eram doar păstor? Și trebuie să fii și păstor, dar și consilier. Îmi singă de... văd că merg mână-mână. Acum, fiind așa, ambele amândouă, vreau să spun care e răspunsul. Eu nu dau sfaturi. Am învățat că în consilierea, dacă vrei, mai profe așa, nu dăm sfaturi. Nu am voie. Că sfatul meu, ascultați-mă, chiar dacă dau un sfat de la cuplu și zic merge la cuplul acesta, dar s-ar putea la celălalt, sfatul nu. Se dau un sfat care nu prea se potrivește, neadecvat. De aceea, noi trebuie să ne protejăm în ghilimele acestea. Nu dau sfaturi, dar le dau opțiuni. Am și înțeles. Atunci... te rog să alegi și scuză-mă, unele din lepți și cea mai importantă, o spun așa, da? Să fiu biblic. Tinere, acum aveți aici o problemă dureroasă, spinoasă. Are 40 de ani, midlife, mijlocul vieții. By the way, spuneam ce primii 5 ani de la cuplu, ei mai apar așa, cam adolescență, știi, după 13 ani, dar în mod sigur, dacă nu se rezolvă la midlife, acolo s-a terminat. Și uitați-vă, verificați, acolo sunt cel mai multe divorțuri. Și gândește-te la un bărbat la midlife, la 40 de ani experiență în toate domenii, inclusiv în cel sexual. Prima întrebare, care credeți că o pun? Ei, Pavel spune celor care sunt necăsătoriți, nu? Aș vrea să fiți ca mine. Dar, decât să arzi, ce spune Pavel? Bine să vă căsătoriți. Da, adică ce spune? Hai să fim noi pe concret. Decât să cazi în curvie, nu? Sau să cazi în prea curvie, ce să faci? E bine să te recăsătoriți. Zic, o spune Pavel, nu spun eu.
Poți, frate? Mi-a venit și o doamnă. Oh, mi-aduc aminte, anul urmă început să-mi consiliere, era temere, știi? Și tot așa, ia, eu, și zic, să am un răspuns. Eu credeam că doamnele, la modul general, pot. Dom'le, veniți din lume, știi, frate? Și a zis, frate, nelu, ce să fac? Nu i-am dat niciun sfat. Soră dragă, te întreb dacă poți, frate. Că a venit un făt frumos pocăit de data asta. Și ea când vede că un om creștin, altă mentalitate, ce să fac? Și el era divorțat, știi? Zic, nu-ți dau niciun sfat. Poți sau nu poți? Da, într-adevăr, este un subiect destul de sensibil, ce exact trebuie văzut și preluat doar o perspectivă biblică, în așa fel încât viața acelei persoane, acelui cuplu să fie una după voia lui Dumnezeu. Amin. Dragilor, ne îndreptăm spre sfârșit. Îi mulțumesc fratelui Nelu pentru că ne-a binecuvântat timp de două zile cu mesaje minunate din partea lui Dumnezeu pentru familiile Bisericii Protector. De asemenea, l-am avut invitat în cadrul Podcast Protector. Îi mulțumim Domnului, a fost un timp tare binecuvântat, frate Nelu, vă mulțumim, Dumnezeu Alele, să vă răsplătească. Vă mai așteptăm în cadrul bisericii noastre, poate și într-un alt episod de podcast. Dumnezeu să vă răsplătească înzecit pentru toată truda pe care ați făcut-o, să vă binecuvânteze familia, copiii, nepoții și așa mai departe. Dragilor, țineți aproape pentru că avem gânduri mari împreună, vrem să îl proslăvim pe Dumnezeu prin proiectul pe care îl facem. De aceea rugați-vă pentru noi, rugați-vă pentru tot ceea ce vrem să facem ca Dumnezeu să își proslăvească numele. Amin. Fiți binecuvântați! Amin!